Mulțumesc, domnul Tutu. Nu vă afectează să fiți... Uiteți că au de treabă. Șteptele. Dar dacă nu, ce? Ce să fie? Spuneți-vă, rog, ce faceți așa în curte de treabă? Internet, și vreau să știu la dânsul, de ce să nu trebuie, nu știu cine, sau dumneavoastră să explic, să se întrebe internetul pe... Stați-mă în internet și... De ce e aici? Puteți să-i răspunzi de ce e aici? Eu nu știu de ce e aici. Cred că el poate răspunde singur. Domnul Tutu, spuneți totuși, vă rog, ce faceți aici? Uite, ești că e treaba, cum spuneți. E scris și în partid. La care partid? La care partid ești? La Renatul Sata, la care... Nu. Cine te drumează? Nu, nu, nu. Cine te plătești? Nu știu că au lucrat. Păi nu vreau să-mi dați de lucru. De ce te îmbracă? Uite, îmblă, îmbrăcat. Păi eu nu sunt deputat, să-i îmblă. Adică pantaloni, nu-i rușine. N-ar trebui să apiesă pe nimeni chept cum îmi stau pantalonii sau în ce sunt îmbrăcat. Port ce am. Port ce am din cele ce pot să-mi permit. Nu sunt cu ceasuri de aur, cum aveți dumneavoastră, nu știu de unde. Din ce salariu? Din salariul deputat? Ați reușit deja să vă faci? Nu știu să te spun bine, ați reușit. În ce sens? Îți primești bani mulți, nu? Nu mă interesează bani mulți, chestia asta. Mă interesează bravo. Deputatul pe care îl achităm noi. Pentru ce l-a stupat? Pentru ce l-a stupat? Crezi că faci bine sau? Ori să-ți plătească sau? Domnul Tutu, domnul deputat Tutu, mă interesează deputatul pe care a fost ales de popor. Ce face el? Bine, aștept. Promiteți? Promiteți că vă zic, mulțumesc. Am o înțelegere cu domnul deputat. Mi-a promis ceva. După sau când vă sunteți? Cine te trumăs? Poftim? Cine te trumăs? Păi nu mă trumăs nimeni. Hai după. După și câți bani te dă? Nu ne-a dat nici o capie. Nici un pământ. Caut să găsesc de lucru. Câți bani? Pentru ce? Ce faci tu? Mă rog, dați-mi vă rog să discut. Nu-mi dedicați să discut cu domnul deputat. Nu-ți pare paradox că până acum nu ai apărut și acum ai apărut? De ce? Poate în cazul dumneavoastră n-am apărut, dar... Eu îți promit că aflu cine te-a chemat aici. Îmi spuneți dacă mă trimați. Îți promit că să-ți spun câți bani ai primit. Promiteți? Și eu vă promit, dacă se constată că cineva m-a achitat și a venit din considerentul ăsta, adică eu sunt față la... Dar luați, vă rog frumos, și tot vă băgați să stă, sau știu, n-aveți încredere în domnul deputat sau are nevoie de ajutor de... Ești un șarlatan, tu ești singur, ești un șarlatan. În ce costă eu sunt un șarlatan? Poftim? Ești șarlatan. Ce sunt demonstrați? Te-am întrebat că ce te ocupi. N-am nicio ocupație fixă. Cine te uită? N-am nicio ocupație fixă. Ați promis că să vă discuție. Da, soldata, v-ați schimbat deja. Promiteți una, faceți cealaltă. Așa și ca deputat, credeți. Faceți promisiuni, nu le țineți. V-ați deprins așa, dar atunci. Îmi pare rău, dar atunci. Am crezut că aveți o demnitate, un cuvânt care îl țineți, dar n-aveți niciun cuvânt. Cine din partid, la cine, la Anastasia? N-aveți niciun cuvânt în cazul dat. Ești serios, da? În cazul dat, n-aveți nici cuvânt. Îl dați, îl luați. Ești ultima persoană pe lume care să spune ce se chemat băievișii? Aici e deputat, dar sunt zodiac. Aici e deputat în zodiac, e ca Isa. Aici este deputată, că asta mai culița domnul care schițea capul lui Satană. Ei deputată, ei puterea. Dar, fiindcă nu e nici o putere nică. Dar domnul Tutu nu... Iisus Hristos, Maica Domnului putere pe pământ. Credeți că domnul Tutu nu e deputat totuși? A? Domnul Tutu care este alături, care l-ați ales deputat, el nu e deputat. Eu nu l-am ales, eu nu aleg pe nimeni și eu nu știu nici. Hristos, Iisus Hristos. Lăsăm dogma dată, dar care, ce considerați că Crucea e deputat, dar nu e Tutu deputat în cazul ăsta? Nu-l cunosc, eu nu-l cunosc deloc, nici nu l-am văzut niciodată. Domnul, ce faci în curte de pe el? Unde e deputat? Mă te seara, îmi spune. Și ce, sunteți jurnalist? Da.
Arătați legitimația rusă. Domn deputat, ce faci să încurc de pe el? Arătați legitimația rusă. Pentru ce? Te-ai spus că e jurnalist. Pentru ce vă trebuie? Păi ce nu-ți permiteți? Bine, sunt cetățean simplu care contribuie la salariul dumneavoastră. Deputat. Și nu ai drept să filmez, că nu e jurnalist. Și așa nu-ți permiteți să filmez. Dar unde ați găsit chestia asta? Întreabă pe oricine aici. Pe cine să întreb oricine? Spune și întreb chiar acum. Acum și